Salutare, fraților, aici este gazda voastră, Remus. De data asta avem privilegiul să organizez ZNDK 2018 Oradea. Concursul ZNDK 2018 Oradea va fi organizat în Real Hypermarket de pe strada Suișului, Real Episcopia, numărul 10. Magazinul Real este situat undeva mai spre ieșirea orașului. Concursul va începe la ora 10 și vom avea două categorii și mă bucur foarte mult pentru că suntem unele dintre singurele orașe care au reușit să aibă două categorii, respectiv pro și începători, iar la fiecare categorie vom avea câte 3 premii, adică 6 în total, dacă știți să faceți și voi niște calcule simple. Fraților, dacă cumva nu ați apucat să vă înscrieți la ZNDK pe sweetscannamas.ro, nu este nicio problemă, puteți să veniți și direct în Real să vă înscrieți în fața locului. Cam asta a fost introducerea, fraților, cam asta am avut de spus legat despre concurs în mare parte. Acum vă las cu tricklist-ul, iar apoi o să vă mai spun niște mici informații. Fraților, înainte să încheiem episodul, aș vrea neapărat să le mulțumesc celor de la depozitul Kendama, pentru că și de data asta, ca de fiecare dată, sprijină jucatul cu Kendama și împing toată mișcarea asta Kendamei la un alt nivel și fac tot felul de concursuri posibile. Aș vrea să le mulțumesc și celor de la Real Hypermarket pentru suportul logistic și desigur că ne-au ajutat cu spațiul pentru a organiza acest concurs. Și desigur vreau să le mulțumesc și celor de la Juggler.ro pentru organizarea administrativă și pentru prezența lor în juriu alături de mine și de Roli. Deci, fraților, dacă vreți cumva să vă echipați foarte bine cu Okendama pentru acest concurs, trebuie neapărat să folosiți codul de reducere XREMUS pentru o reducere la absolut orice produs cumpărați de pe sweetscannamas.ro. Link de la site îl aveți în descriere și o să vă las și link de la 3 kendame pe care eu le consider foarte, foarte bune pentru acest concurs. Bun, fraților, eu am fost Remus, până data viitoare vă urez numai și numai bune, țineți minte, orice rating este mereu apreciat, iar noi ne vom vedea în următorul episod. Beef!